seară în casa Domnului, din localitatea Vișeu de Jos, la o seri și la o seară de binecuvântare, la o seară de evanghelizare. Nu putem decât să mulțumim Domnului pentru aceasta și amin, să spunem ca slăvit să fie El, amin, care ne-a ajutat și în seara aceasta, a pus în noi dorința aceasta să putem să fim în casa Domnului. Vă spunem un bun venit și credem că Dumnezeu va fi acel care, în bunătatea sa, ne va binecuvânta și în seara aceasta, atât prin rugăciune, atât prin cântarea de laudă, cât și prin cuvântul Evangheliei. Ne bucurăm în seara aceasta să fim împreună cu dumneavoastră. Avem în fiecare seară un invitat special care nu lipsește niciodată acolo unde oamenii se adună în numele Lui. Și acesta este Iisus, slăvit să fie Domnul. Amin. Ne bucurăm ori de câte ori avem invitați, frați, prin care, frați slujitori prin care Dumnezeu lucrează. Dar înainte de prezența lor, ei vin și pleacă. Iisus Hristos este Cel care și în seara aceasta este prezent aici. Amin. Numele Lui vrem să-L înălțăm și în numele Lui vrem să slujim. Amin. Atât prin Evanghelie, atât prin cântare, cât și prin rugăciune. Dumnezeu să fie binecuvântat. Amin. De asemenea, ne bucurăm ca în această seară împreună cu noi să fie fratele Daniel, care va lăuda pe Domnul prin cântare, împreună cu el, prin harul și ajutorul lui Dumnezeu, va slăvi pe Dumnezeu prin cântare și fratele diacon Vasile Ciuman de la Vișeu de Sus, Domnul să-l binecuvânteze. Amin. De asemenea, pentru vestirea Evangheliei, invitatul nostru pentru această seară este fratele pastor Ghiță Moi și îi spunem un bun venit, Domnul să-l binecuvânteze. Mulțumim lui Dumnezeu care în așa fel a rânduit lucrurile încât să poată să fie împreună cu noi și mulțumim și dânsului că a acceptat să vină din Baia Mare, acolo unde slujește Biserica Maranată din Baia Mare, precum și localități din apropierea municipiului Baia Mare, a acceptat să vină de acolo, să fie împreună cu noi. Ne rugăm ca Dumnezeu să-L binecuvânteze în vestirea Evangheliei. Cu dânsul este și soția, sora Olimpia, îi zicem bun venit, Domnul să-L binecuvânteze și pe sora. Am vrea să începem chemând numele Lui Dumnezeu, rugându-ne și cerând binecuvântarea pentru tot ceea ce se va face în această seară în locul acesta. Pentru aceasta vă rog să vă ridicați în picioare și s-ar dori ca prin fratele diacon, Grigore Dumitrean, să facem această rugăciune de binecuvântare. Amin. Haideți să reocupăm lucrurile. Fratele Daniel va lăuda pe Domnul cu un grupaj de 3 cântări. În urmă, fratele Vasile Ciuban va avea o cântare spre slava Domnului, după care o să continuăm. La zilei de astăzi, să binecuvântăm numele Dumnezeului nostru, Tatăl lui Iisus Hristos ca Fiu și puterea Duhului Sfânt în veci vecilor. Amin. Amin. Mulțumim la Dumnezeu că ne-a binecuvântat într-un mod atât de frumos și putem fi în casa lui Dumnezeu, aici unde mai putem să-i dăm slavă, cinste și onoare. Amin.
mare ca ta, Iisus, aici-n corab. Cu tine la cărmă, marele-n prab. O să vină val, vânături mari și ploi, știm că tu, Iisus, să găsesc iubirea toată.
cântarea m-a făcut să fiu cu ai mei, cum ne s-ar putea uitarea să mă bată de la ei, cum ne s-ar putea uitarea să mă bată de la ei. Vreau să fiu cu toți ai mei, căci de dor nespuse goluri a simțit de n-ar fi ei. De aceea-n cartea vieții vreau să știu pe toți acei venim înaintea lui Dumnezeu și să avem o rugăciune
în această seară două motive pentru această rugăciune. Un prim motiv, pornind de la afirmația Scripturii, din 1 Ioan, capitolul 1, de la versetul 8, voi citi inclusiv capitolul 2, versetul 1 și 2, un îndemn pentru a veni înaintea lui Dumnezeu și a ne recunoaște starea și păcatul înaintea Lui. Dacă zicem că nu avem păcat, ne înșelăm singuri și adevărul nu este în noi. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Dacă zicem că n-am păcătuit, îl facem mincinos și cuvântul Lui nu este în noi. Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți, dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos, Cel neprihănit. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi, slăvit să fie Domnul. Nu putem să-L contrazicem pe Dumnezeu și în mod sigur, chiar dacă nu ne-a spune Scriptura lucrul acesta ori de câte ori ne cercetăm și privind spre viața noastră, ne dăm seama că chiar dacă nu voim, dincolo de lupta noastră, se întâmplă de atâtea ori să păcătuim și recunoaștem că suntem păcătoși înaintea lui Dumnezeu. Avem ocazia în seara aceasta să cer din mâna lui Dumnezeu iertare. Hristos este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre, slăvit să fie Domnul. Și de asemenea, tot în această rugăciune, pornim de la un alt pasaj, dat aceasta din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 4, rugăciunea Bisericii, adresată către Dumnezeu, citesc de la versetul 29, care spune așa: Și acum, Doamne, uită-te la amenințările lor, dă putere robilor Tăi să vestească cuvântul Tău cu toată îndrăzneala și întinde-ți mâna ca să se facă tămăduiri, minuni și semne prin numele robului Tău cel Sfânt Iisus. După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunați toți, s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Am dorit și în seara aceasta să ne îndreptăm glasul despre Dumnezeu pe credință și să rugăm pe Dumnezeu să binecuvânteze cuvântul Evangheliei. Să binecuvânteze pe fratele și dincolo de mesajul acesta al Evangheliei, Duhul lui Dumnezeu să-și facă simțită prezența și lucrarea robului acesta. Pentru aceste două cauze vrem să ne închinăm și să ne rugăm. Haideți să venim să ne ridicăm în picioare și aș dori ca prin fratele Ghiță Pașcu și în urmă prin fratele Alin să cerem ajutorului Dumnezeu, ne mărturisim, Dumnezeu să ne curățească și ne rugăm pentru puterea Evangheliei. Amin. Amin. Haideți să reușim lucrurile. Fratele Daniel va ruga pe Domnul cu grupaj de două cântări. În urmă, sora Olimpia Moiș va avea o cântare de slava Domnului, după o poezie, după care fratele Vasile Ciuban va avea o cântare. Ca numele Domnului să fie binecuvântat în vecii vecilor. Amin. Amin. Thank you.
această încerânită. Mă chemau doi oxenii și-o privire blândă. Ce-ai găsit, Doamne, la mine? Ce-ai găsit, e bun și frumos? Ai venit din înălățime să salvezi un nepăcător. Chiar stări divine și în brațe m-ai primit. Ai lăsat chiar stări divine și în brațe m-ai primit. De atunci plâng și mie rușine. Căci mi-e dor, mi-e dor, mi-e dor să mă iei la tine. N-aș putea, o sfinte tată, să-ți răsplătesc deodată dragostea ta, Doamne bun, poate niciodată. Ai lăsat chiar stări divine și în brațe m-ai primit. Și în brațe m-ai primit. Thank you.
oameni au scris cândva, mai scump decât orice pe lume, e cartea vieții sfinte, Biblia. Prin ea cunoaștem azi pe Creatorul. Prin ea cunoaștem tot ce s-a făcut. Prin ea se oglindește viitorul și sutele de veacuri ce au trecut. Prin ea vorbește Domnul omenirii și spune să se întoarcă din păcat. Din ea țâșnesc izvoarele iubirii și sângele ce ne-a răscumpărat. Ea nu e o carte ca și celelalte. Ea e cuvântul celui veșnic sfânt. E taina lucrurilor prea înalte ce a lăsat-o Domnul pe pământ. Și cartea aceasta, plină de îndurare, îmi spune mie că sunt păcătos. Și eu eram sortit pentru pierzare. Însă, în locul meu, muri Hristos. O, câtă pace, câtă fericire, în cartea aceasta sfântă am găsit. Oceane, mări și fluvii de iubire, din sufletul meu gol au răsărit. Viața mea umplut-o de lumină și în pieptul meu un cer întreg a pus. M-a ridicat din pulbere și tină și mi-a îndreptat privirea spre Iisus. Mi-a dat putere să iau crucea în spate. Mi-a dat ce alte cărți nu pot să dea. Izvor de pace și de bunătate am câștigat, citind mereu în ea. O, carte sfântă, Biblie divină, te-oi adora și te-oi iubi mereu. Pe calea îngustă, tu îmi ești lumină. Și pașii mi-i condus spre Dumnezeu. Din cartea aceasta poți primi iertare și tu, ascultătorule iubit. Și viața ta va fi o binecuvântare așa cum nici nu te-ai gândit. Și vei vedea că Domnul e lumină și îl vei simți lucrând în viața ta. Descătușat de pofte și de fire, pe el cu bucurie vei urma. O, nu respinge harul mântuirii, nu refuza chemarea ce-o auzi. Întoarce-te din bezna rătăcirii și nu încerca de Domnul să te ascunzi. Că soarele și luna vor dispare, se va topi și cerul și pământul, dar neclintit rămâne va în picioare pe veci de veci al Domnului cuvântul. Amin. Pe slavă la Dumnezeu, care se numește strigă omul la necaz. Nu-i greșit ca noi să strigăm la Domnul în necaz. Strigă omul la necaz, Doamne, Doamne. Afirmă că mă-ntorc azi, Doamne, Doamne. Tu e bună și repar bine, și iar uită de tine, și iar uită de tine, Doamne. Când de omul boală grea, Doamne, Doamne, iar începea se ruga, Doamne, Doamne. Dar dai, Doamne, sănătate și mie ierta de păcate, doi sluji până la moarte, Doamne. Iar când omul în putere, Doamne, Doamne, e ca de-a îngustă numere, Doamne, Doamne. Să duce pe calea dată, juruința iubitată, nu-i pasă de judecată, Doamne. Ori vrea cineva, ori va, Doamne, Doamne. Toți vom sta în fața ta, Doamne, Doamne. Toți vom sta la judecată, fiecare după faptă, va fi judecată dreaptă, Doamne. Toți vom sta la judecată, fiecare după faptă,
Amin, Domnul să te rugăm. Să rugăm pe Domnul, fratele Daniel, va mai ruga pe Domnul prin două cântări. În urmă, fratele pastor Ghiță Moiș va citi cuvântul Evangheliei și va vesti Evanghelia. Domnul să-L binecuvânteze. Amin. Și vor merge sus în
Era un om cu numele Corneliu, sutaș din ceata de ostași numită Italiana. Omul acesta era cucernic și temător de Dumnezeu, împreună cu toată casa lui. El făcea multe milostenii norodului și se ruga totdeauna lui Dumnezeu. Pe la ceasul al 9-lea din zi, a văzut lămurit
într-o vedenie pe un înger al lui Dumnezeu că a intrat la el și i-a zis: Cornelie! Corneliu s-a uitat țintă la el, s-a înfricoșat și a răspuns: Ce este, Doamne? Și îngerul i-a zis: Rugăciunile și milostenile tale s-au suit înaintea lui Dumnezeu și el și-a adus aminte de ele. Trimite acum niște oameni la Iope și cheamă pe Simon, zis și Petru. El găzduiește la un om numit Simon Tăbăcarul, a cărui casă este lângă mare. Acela îți va spune ce trebuie să faci. Cum a plecat îngerul care vorbise cu el, Corneliu a chemat două din slujile sale și un ostaș cu cerni din aceia care slujau tot timpul. Și după ce le-a istorisit totul, i-a trimis la Iope. Amin. Stăm în fața ta, Sfinte Tată, și mulțumim pentru seara aceasta. Mulțumim pentru tot ce s-a mulțumit. A fost în seara asta pentru cântare, pentru rugăciune, pentru poezie, pentru cuvânt. Mulțumim că ești Domnul și Dumnezeu nostru. Te rog, binecuvântează-ne în continuare. Sfințește-ne, vorbește fiecare dintre noi. Dă-ne putere să ne apropiem de Tine. Și ajută-ne, Doamne, să Te lăudăm pe Tine, Tatăl. Domnul Hristos și Dumnezeu. Amin. Am încercat să mă uit în spate, am încercat să-mi aduc aminte de când am fost prima dată aici. Am avut un prieten foarte bun de la noastră de biserică, Nelu Cicioc. Și dacă bine îmi amintesc, în urmă cu 38-39 de ani, am venit prima dată aici, la el, acasă am fost de mai multe ori. Și la mormântarea tatălui lui și înainte la nunți în familie. Cred că ultima dată am fost în apropiere la o mormântare aici, la un frate tânăr, 31 de ani, în urmă cu 24 de ani. Și mi-am dat seama încă o dată că suntem trecători și că viața este foarte scurtă. Și că merită să slujim pe Domnul. Amin. Am venit cu bucurie la dumneavoastră și aș vrea ca Domnul să vorbească fiecare dintre noi. Amin. Și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Amin. Asta din păstor pentru invitație. Și m-am gândit la textul acesta. Este un moment extraordinar de important pentru istoria creștinismului. De fapt, cartea Faptele Apostolilor este prima carte de istoria creștinismului. Este prima carte de istoria creștinismului. Și dacă vă uitați cu atenție, această carte se încheie așa subit, se încheie dintr-o dată. Nu întâmplător, pentru că această istorie continuă până astăzi. Continuă și cu noi. Continuă cu toți acei care își dăruiesc viața lui Dumnezeu și care se străduiesc să facă voia Domnului. Și Domnul să ne ajute pe toți să facem parte din istoria Lui. Amin. Amin. Această carte a fost scrisă de un medic pe nume Luca, doctorul Luca. A scris două cărți, Evanghelia care poartă numele și cartea Faptele Apostolilor. Singura scriere din Noul Testament care a fost scrisă în limba aramaică este Evanghelia după Matei, care a fost dedicată evreilor și pe vremea Domnului Hristos se vorbea această limbă. Iar în rest, Noul Testament este scris în limba greacă și dintre autorii Noului Testament, singurul care face parte dintre neamuri este doctorul Luca. În rest, toți ceilalți au fost evrei. În ambele cărți, deci și în Evanghelia care poartă numele și în Cartea Faptelor Apostolilor, personajul principal este Hristos Domnul. Aleluia. În prima carte vorbește despre faptul că Hristos a lucrat pe pământ și arată foarte detaliat, cel mai detaliat, despre nașterea Mântuitorului și ce s-a întâmplat înainte de nașterea Mântuitorului și la înălțarea Mântuitorului, după învierea Domnului Hristos. Deci, Luca vorbește în Evanghelia după care poartă numele despre Hristos când Mântuitorul era pe pământ și în Cartea Faptele Apostolilor vorbește despre Domnul Hristos când Mântuitorul este în cer. Binecuvântat să fie Domnul. Și acum, frate și surori, iată, este un moment special în această carte, în acest capitol. Dacă ne uităm, de exemplu, în Faptele Apostolilor, capitolul 8, când a venit un famet etiopian, a venit de la mare distanță la Ierusalim și știți că Domnul l-a mântuit. El făcea parte din fiul, din seminția lui Ham. Știți că noi avem trei fii. Ham, Sem și Afect. Deci, iată că în Fapte 8 găsim despre acel famen care făcea parte din Ham. Dacă ne uităm în Fapte, capitolul 9, găsim o întoarcere celebră, și anume întoarcerea lui Saul din Tars, un om extraordinar, un mare teolog,
care a devenit ulterior Apostolul Pavel. A fost cel mai mare geniu creștin al tuturor viacurilor de la Hristos încoace. El făcea parte din Sem, nu? Din seminția lui Sem. Și iată că în această seară Corneliu era din Iafet. Făcea parte, deci, dintre neamuri. M-am gândit în această seară, pentru că Biblia vorbește și vă amintiți, și dacă vă uitați cu atenție, cuvântul Domnului spune, Corneliu i-a spus, acum 4 zile, chiar în clipa aceasta mă rugam în casa mea pe la ceasul 9-lea și iată că a stătut înaintea mea un înger îmbrăcat în haină strălucitoare. Deci, aici găsim și putem descifra cele 4 zile despre care vorbește aici Corneliu. Ce vreau să subliniez că aș vrea să comparăm aceste 4 zile cu primele zile ale creației. Pentru că Dumnezeu este Cel care crea lumea, nu? Și mesajul meu în seara asta se numește Zile ale noii creații. Și acum vedem primele 4 zile. Deci primele 4 zile cum Dumnezeu a creat lumea și o mare parte din lume, la fel, în aceste 4 zile vedem că Dumnezeu poate să aducă o nouă creație în viețile noastre. Pentru că aș vrea să vă spun în seara asta, pentru că religia creștină este singura religie care pune problema înnoirii totale a ființei umane. Vreau să vă spun că esența creștinismului nu e să ai o zi de duminică, nu să te închini, să ai anumite sărbători, anumite tradiții, anumite forme. E ceea ce vrea Dumnezeu de la fiecare dintre noi. Este să fim oameni născuți de sus. Amin. Sau oameni născuți din Dumnezeu. Amin. Și Sfântul Apostol Pavel la 2 Corinteni 5:17, dacă este cineva în Hristos, nu spune că dacă este cineva într-o biserică, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, o creație nouă, o zidire nouă. Cele vechi s-au dus. Iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Așadar, dragii mei, aș vrea să reținem în această seară. Noi ne împărțim în diferite tabere, diferite nuanțe creștine. Ne sfârșim unii pe alții, ne lăudăm cât suntem noi de mulți, de cât timp suntem noi și așa mai departe. Eu vreau să vă spun că în fața lui Dumnezeu, întreaga lume se împarte în 2 categorii, oameni mântuiți și oameni nemântuiți. Problema se pune, suntem mântuiți sau nu suntem mântuiți. Dar un lucru este cert, un lucru este sigur. Nu poți să fii mântuit dacă nu ești născut din Dumnezeu. Deci este extrem de important în viața asta să ne punem întrebarea, suntem născuți din Dumnezeu sau nu suntem? Pentru că scopul vieții noastre în această lume nu este să mâncăm și să bem. Suntem aici pentru proliferarea speciei umane. Scopul în această lume este viața cu scop. Și anume, noi trebuie să ne întâlnim cu Dumnezeu în viața aceasta. Fiecare dintre noi. Aș vrea să vă spun că seara asta vreau să aveți această certitudine în suflet. Că Dumnezeu ne iubește pe fiecare dintre noi. Amin. Așa cum suntem. Binecuvântat să fie Domnul. Amin. Vă spune cineva, Dumnezeu, dar eu am făcut așa de multe rele. Mă iubește Dumnezeu? Da, oameni buni, asta nu este ceea ce spune eu, asta este ceea ce spune Scriptura. Numai că Domnul ne iubește așa de mult, că nu vrea să ne lase în condiția de păcat în care suntem, ci vrea să ne schimbe viața. Dar nu poate face singur decât cu acordul nostru. Decât cu deschiderea noastră. Și aș vrea ca Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Prima zi, ce a creat Dumnezeu în prima zi? Prima zi Dumnezeu a făcut lumina. Și Biblia ne spune, ne vorbește aici despre un ofițer. Este interesant că în Noul Testament găsim, vorbindu-se despre 4 ofițeri. Este acest bărbat pe nume Corneliu. Știți că a mai fost un ofițer care avea un rob la care ținea foarte mult și era bolnav. A trimis pe cei din jurul lui la Domnul Hristos. Și știți că Mântuitorul l-a vindecat de la distanță pe robul acelui om. Apoi aș vrea să vă amintiți că era un alt sutaș, și anume, care s-a purtat omenos cu Pavel, nu? Când Pavel era în călătorie, mergea spre Roma, și era un alt sutaș care a condus plutonul de execuție al Domnului Iisus Hristos. Omul care a spus, a făcut o mărturisire extraordinară. Cu adevărat, acesta a fost Fiul lui Dumnezeu. Dar vreau să vă spun ceva. Aș vrea să nuanțez puțin. Pentru că în 2 Evanghelii spune că acesta a fost Fiul lui Dumnezeu și în Luca spune cu adevărat omul acesta a fost neprihănit. Vedeți că este vreo greșeală în Biblie? Nu. Probabil când a văzut acel sutaș, acel ofițer, prin venele căruia circula sângele păgân, care nu știa ce e frica, care nu știa ce e emoția.
Când a văzut că în momentul în care Domnul Hristos a dat drumul, soarele orbește durerea. Deci soarele apune ziua în amiază mare. Când a văzut că stâncile se cutremură, când a văzut acea atmosferă extraordinară, și-a dat seama, ăsta e Dumnezeu, de ea a spus, cu adevărat, omul acesta, Fiul lui Dumnezeu. Dar probabil când a văzut ceea ce s-a întâmplat la cruce, când a văzut că Domnul Hristos are putere să sufere, știți că Mântuitorul a rostit, știți câte cuvinte a rostit Domnul Hristos pe cruce? 7 cuvinte. Începe cu rugăciune și sfârșește cu rugăciune. Primele cuvinte ale Mântuitorului pe cruce, ce a spus Domnul Hristos? Tată, iartă-i! Că nu știu ce fac. Când a văzut omul acesta că se roagă pentru dușmanul lui, moartea predestinirea a fost inventată de perși. În 350 înainte de Hristos, în 65, înainte de Hristos a intrat în jurisdicția romană. Și pe vremea Domnului Hristos, numai drojdia societății de atunci erau pedepsiți cu moartea prin crucificare. Era o moarte lentă și extrem de dureroasă. Oamenii care erau crucificați, își blestemau zilele, părinții, ziua în care s-a născut, aveau niște dureri extraordinare. Nu vreau să mai știe de nimeni. Ar fi vrut odată cu ei să atragă în hău întreaga lume. Îmi povestea cineva care a avut un prieten în lumea interlopă din Baia Mare, om la 30 de ani a fost îmbolnăvit de cancer și mai avea puțin și plecat din lumea asta, l-a vizitat și știi ce a spus? M-am întâlnit cu respectivul, era foarte mirat și, bă, fii de ce mi-a spus asta. Zice, dacă aș putea acum odată cu mine când mă duc în groapă, toată lumea își atrage odată cu mine în groapă. Deci oamenii care au trecut prin moartea, prin crucificare, erau oameni într-o stare disperată, dar Mântuitorul a avut grijă de mama lui, s-a rugat pentru dușmanii lui. Când sutașul, când ofițerul a văzut lucrul ăsta, a spus cu adevărat, omul acesta e neprionit. Adică când a văzut caracterul Domnului Hristos. Oameni buni, ce vreau să vă spun este că Biblia ne spune despre acest bărbat, despre acest ofițer Corneliu și spune aici câteva lucruri. Și ascultați ce spune. Zice, era cucernic. Ce înseamnă cucernic? Adică era un om evlavios. Un om evlavios. Zice Biblia că era temător de Dumnezeu. Și făcea, zice Biblia, nu numai milostenii. Ce spune aici? Multe milostenii. Adică omul ăsta era un om darnic. Era un om care se gândea la alții. Nu era un egoist. Și ce mai spune aici Biblia? Și se ruga? Bă, Dumnezeu, păi da, nu e ăsta sfatul care îți dă pape, la 1 Tesalonicen 5 cu 17. Rugați-vă cât? Niciodat. Omul ăsta se ruga totdeauna lui Dumnezeu. Cucernic, temător de Dumnezeu, făcea multe milostenii și se ruga întotdeauna lui Dumnezeu. Nu e așa că era un om extraordinar? Dar, având în vedere aceste lucruri, aș vrea să subliniez că atunci când a venit, când a mers, când a venit la Petru și a spus sutașul Corneliu, la versetul 22, om drept și temător de Dumnezeu, vorbit de bine de tot norodul iudeilor, a fost înștiințat de un înger. Deci când s-au dus oamenii la Petru, ce i-a spus lui Petru? Că el era un om drept, adică cucernic și temător de Dumnezeu. Adică numai partea care se vedea. Dar, dacă ne uităm în Scriptură, când a vorbit îngerul, ascultați ce spune Biblia, când a vorbit îngerul, i-a spus așa, versetul 4, și îngerul i-a zis, rugăciunile și milostenile tale s-au suit înaintea lui Dumnezeu și el și-a adus aminte de ele. Adică oamenii au spus partea care se vede, dar îngerul a spus ceea ce oamenii nu știau. Adică Corneliu, zice Biblia, ce face dreapta să nu știe? Stânga. El a aplicat foarte bine. Dar îngerul, respectiv, Dumnezeu știa și milosteniile, Dumnezeu știa și că el se ruga lui Dumnezeu. Țineți minte, oameni buni, tot ce faceți în ascuns de dragul lui Dumnezeu, niciodată nu uită Dumnezeu. Slăviți să fie mare. Amin. Nu-i așa că e minunat? Amin. Aș vrea ca Domnul să ne ajute să lucrăm cât de mult pentru el. Amin. Că niciodată nu e în pierdere. Dumnezeu nu uită niciodată. Binecuvântat să fie Domnul. Amin. Și acum, frați și surori, iată bine, ne spune Biblia că era pe la ceasul al 9-lea. Știți ce înseamnă ceasul al 9-lea? La evrei, ziua începea la 6 dimineața și se încheia la 6 seara. Ceasul al 9-lea era 3 după masă.
Deci el se ruga, în loc să-și facă siesta când alții dormeau, nu? El se ruga de Dumnezeu. Și atunci a venit îngerul și a spus aceste cuvinte, adică îngerul i-a adus o lumină de la Dumnezeu. La fel, în prima zi a creației, Dumnezeu a făcut lumina. Știți că Biblia începe cu aceste cuvinte. La început, Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Foarte mulți oameni citează. La început, Dumnezeu a făcut. La început, Dumnezeu. Dar știți că și la sfârșit trebuie să fie tot Dumnezeu? Mulți citează la început Dumnezeu, dar foarte puțin citează la sfârșit Dumnezeu. Eu vreau să vă spun că El este și Alfa, El este și Omega. El este și începutul și sfârșitul. Dar nu are aceeași atitudine, nu? Are o atitudine la început și o altă la sfârșit, nu? Pentru că El este în calitate de mântuitor. Dar în ziua aceea va fi în calitate de judecător. Însă, dacă noi suntem oameni serioși și credincioși, Dumnezeu ne binecuvântează. Amin. Să vii să fie numele. Amin. Este interesant. Țin minte când mi-au rămas de la școală, nu vreau să pretind că știu limba ebraică, să nu credeți asta. Zice, Bereșit bara Elohim, la început Dumnezeu. Bereșit, adică începe cu beta, doua literă din alfabetul ebraic. Fiecare literă la alfabetul ebraic are o însemnătate. Beta înseamnă casă. Deci Biblia începe cu cuvântul casă. Pentru că ceea ce intenționează Dumnezeu este ca lumea aceasta la scară largă și la fiecare dintre noi Dumnezeu vrea ca noi să fim o casă, un templu în care să locuiască Dumnezeu cel viu. Evreii spuneau, Domnule, numai de la beta începe de la două literă, pentru că înainte este Dumnezeu. Nimeni nu știe ce este înainte. Niciun om din lumea asta decât singurul Dumnezeu adevărat care a făcut totul. Slăvit să fie. Amin. La început. Deci, la început Dumnezeu a făcut cerul și pământul. Deci, timpul, spațiul și materia. Toate au fost create de Dumnezeu cel viu. Timpul cu cele trei stări a Lui, nu? Trecut, prezent și viitor, nu? Spațiul cu lungime, lățime și înălțime. Materia cu cele trei stări, nu? Lichidă, gazoasă și lichidă. Și solidă. Deci Dumnezeu este Cel care a creat toate acestea. Și în prima zi Dumnezeu a spus, ce a spus Dumnezeu în prima zi? Să fie lumină. Deci lumina este opera cuvântului. Nu? Dacă ne uităm în primele trei versete din Biblie, aici găsim faptul că avem un singur Dumnezeu, în esență Dumnezeu Tatăl, dar întreit în persoană. Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt. Sau Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Duhul Sfânt și Dumnezeu Fiul. Geneza 1 cu 1. La început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Dumnezeu Tatăl. Ce zice la versetul 2? Pământul era pustiu și gol. Și Duhul lui Dumnezeu se mișca deasupra apelor. Și versetul 3 este cuvântul, adică Hristos. Hristos e cuvântul, nu? La început era cuvântul, cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit între noi plin de har și de adevăr. Deci, Dumnezeu, există un singur Dumnezeu în esență, Dumnezeu Tatăl, dar întâi în persoană Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt. Binecuvântat să fie. Amin. Așadar, oameni buni, lumina este opera cuvântului lui Dumnezeu. Așa după cum îngerul a venit la Corneliu și l-a luminat. La fel, prima zi Dumnezeu a făcut lumina, oameni buni. Dar este interesant că în prima zi a creației Dumnezeu a făcut lumina. Și abia în ziua a patra Dumnezeu a făcut soarele, luna și stelele. Adică despre ce lumină este vorba? Deci Biblia că Dumnezeu a numit lumina zi și întunericul a numit noapte. Este vorba despre lumină spirituală, simbolizează lumina care este Hristos Domnul. Această lumină, cum zice la în Biblie, lumină care luminează pe orice om venind în lume. Deci la Ioan 1 cu 4, în el era viața și viața lui era lumina. Și această lumină n-a fost biruită, n-a putut să o învingă întunericul. Deci când Mântuitorul prin viața lui ne-a adus această lumină, cum spune la Ioan 8 cu 12, eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine, nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții.
binecuvântat să fie la noi. Așadar, oameni buni, iată că Mântuitorul a venit în lumea noastră ca să aducă lumină pentru noi oameni. Și este foarte interesant, dacă ținem cont, știți că vă spuneam, Dumnezeu a creat lumina în ziua întâi și Domnul Iisus Hristos a înviat din morți în care zi? Ziua întâi a înviat de morți, nu? Adică Domnul Iisus Hristos prin învierea Lui a adus lumină pentru ființele noastre. Învierea Mântuitorului este continuarea creației Lui Dumnezeu. Prin lumina sa, Hristos a venit să împrăștie întunericul din viața noastră și să ne aducă fericire și binecuvântare. Lumina este aceea care creează frumosul, nu? Datorită luminii poți să apreciezi culorile, nu-i așa? Lumina creează spațiu, datorită luminii poți să apreciezi dimensiunile acestei sări. Lungime, lățime, înălțime. E tot la fel. Când omul are parte de lumina lui Dumnezeu, înțelegem ce este frumosul. Înțelegem ce este adevărata viață cu Dumnezeu. Când omul are parte de lumina Dumnezeu, înțelege vremelnicia. Înțelege ce important este să-ți gândești pe Dumnezeu. Să-ți dai seama că viața e trecătoare. Îl pui pe Dumnezeu pe primul loc în viață. Și slujești pe Domnul cu toată inima. Slăvit să fie numele Lui. Amin. De aceea aș vrea să înțelegem în această seară. Și aș vrea ca Duhul Sfânt să lumineze mintea noastră. Și să înțelegem că acum 2000 de ani, de dragul dumneavoastră și de dragul meu, Hristos a venit în această lume ca să-și dea viața pentru noi. A venit aici nu pentru ca să avem Crăciun și Paște. A venit aici pentru ca să topească în sângele Său păcatul nostru și să ne facă cu adevărat oameni noi pentru o lume nouă. Binecuvântat să fie Domnul. Asta este iubirea Dumnezeului nostru. Asta este înțelepciunea Dumnezeului nostru. Aș dori în această seară Duhul Sfânt să se atingă de noi. Amin. Și să ne dăm seama că fără Hristos suntem pierduți. Că întunericul, că păcatul înseamnă întuneric. Că noi avem nevoie de lumina lui Dumnezeu. Din punct de vedere fizic, în universul care ne înconjoară, care este nemărginit. Vreau să știți cât la sută e întuneric și cât la sută e lumină, nu vine să credeți. În univers, 95% e întuneric și numai 5% este lumină. Aș vrea ca Dumnezeu să ne ajute să trăim cu adevărat în lumină. Să fim oamenii lui Dumnezeu, să fim luminați de Duhul Sfânt în această seară. Odinioară, zice Pavel, erați întuneric, dar acum sunteți lumină în Domnul. Umblați ca niște fii ai luminii. Căci roada luminii stă în orice bunătate, în neprihănire și în adevăr. Adică neprihănire este starea noastră după voia lui Dumnezeu, adevăr față de Dumnezeu și bunătate în relații cu oameni. Când omul se întoarce la Dumnezeu, primește această lumină în viața lui și Dumnezeu îl binecuvântează, mărit să fie Domnul. Amin. A doua zi. Ce a făcut Dumnezeu în a doua zi? A făcut cerul, nu? Deci în Biblia că Dumnezeu a spus să facem să fie o întindere care să despartă apele de sub de apele deasupra. Și această întindere a numit-o cer. Știți ce am observat în Biblie? Fiecare dată și când a făcut lumina, Dumnezeu a văzut că lumina e bună. Fiecare zi, în afară de ziua în care Dumnezeu a făcut cerurile, a spus, e un lucru bun. Și în ziua a șasea Dumnezeu, Dumnezeu s-a uitat retrospectiv la tot ce a creat și ce a spus în ziua a șasea. Au văzut că toate sunt cum? Bun. Foarte bune! Dar în ziua a doua, nu spune Biblia că Dumnezeu a spus că un lucru bun. Pentru că a avut loc o despărțire între cer și pământ. Asta îl doare pe Dumnezeu cel mai mult, când omul e despărțit de Dumnezeu cel viu. Aș vrea să vă spun că întotdeauna ținta omului este cerul. Dar și ținta cerului este pământul. Tendința noastră întotdeauna este să ne înălțăm. Asta e tendința omului. Vezi, copilul la început umblă în mâini și la picioare, să nu zăglape. Apoi se ridică, e bucuros că începe să umble. După ce e un băiețan, nu mai vezi că escaladează gardurile. După ce mai crește un pic, îl vezi că se cațără în pom. Și tendința omului să creeze avioane, să se înalțe. Asta e dorința noastră, să ne înălțăm tot mai sus. Ei, vreau să vă spun în seara asta că adevărata înălțare este Iisus Hristos, Domnul. Amin. Tendința omului în această lume, dorința noastră a fiecăruia,
Și a fiecare dintre noi, tendința noastră și dorința noastră este cerul, ținta pământului este cerul. Dar și ținta cerului este pământul. Dumnezeu a primit o scară ca să atingă, nu? Știți că la scara lui Iacov, zice Biblia că un capăt atingea pământul și celălalt atingea? E bine, cum spunea cineva, când rezem scara de ceva, să ții cont de ce rezem scara. Pentru că dacă rezem de ceva bun, ajunge acolo, nu? Ei, aș vrea scara vieții noastre să fie rezemată de cer. Amin. Și cu ajutorul Domnului vom ajunge acolo. Dumnezeu să fie binecuvântat. Amin. Ce spune la Iacov? Îngerul Dumnezeu ce făceau? Urcau și coborau. De ce nu zice mai întâi? Coborau și urcau, nu? Pentru că ce înseamnă? Îngerul Domnului tăbărește în jurul celor ce se tem de el. Ca să-i scape din primește. Ei, așa s-a întâmplat în ziua cinzecimii, că la scara lui Iacov. Hristos s-a urcat la cer și a venit Duhul Sfânt, s-a coborât Duhul Sfânt. Amin. Care vine în viața noastră și în inima noastră. Și Dumnezeu ne duce binecuvântare. Amin. În ziua a doua ce s-a întâmplat? În ziua a doua, Petru, era ceasul la șasele, adică la amiază, ce Biblia că l-a lovit foamea, i se făcuse foame, și era în casa lui Simon Tăbăcarul, casă situată lângă mare. Și cum casele în Orient erau plate, el era pe acoperiș și se ruga la Dumnezeu. Aștepta să-l cheme la mâncare. Simon Petru, în casa lui Simon Tăbăcarul. Ce era un tăbăcar? Adică om care lucra cu pielea. Știți că în Israel nu aveai voie să lucrezi cu pielea, nu erau tăbăcare. De ce? Până la Hristos nu puteai să ai slujba de tăbăcare. Pentru că dacă te atingeai de un animal mort, erai considerat necurat. Dar cel care a adus Sfinție pentru noi și pentru toți oamenii este Iisus Hristos, Domnul. Amin. Nu contează ce meserie ai avut. Nu contează câte păcate ai avut în viață. Nu contează câte ai isprăvit în lumea asta. Cel care se îndură de noi este Dumnezeu cel viu. Amin. Și El se poate îndura de fiecare dintre noi. Slăvit să fie Domnul. Amin. Și ce a spus Îngerul lui Corneliu? Trimite, deci, la Iope. Iope era la 45 de kilometri distanță, chemat două din slujile sale și un sutaș cu cerni, un soldat cu cerni, din aceia care îl slujeau tot timpul. Și a trimis la 45 de kilometri distanță. Acest nume, acest port, Iope, vă face să vă amintiți de cineva din Biblie? Un alt personaj din Biblie. Vă amintiți de Iona? Ce spune Biblia despre Iona? Că Dumnezeu l-a trimis la Ninive cu o predică foarte scurtă, mi se pare în ebraică, 5 cuvinte și în limba română 9 cuvinte. Încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită și mă duc la Iope. Și în loc să meargă în nord, cum i-a spus Dumnezeu, să ajungă la Ninive și să predice, el a plătit prețul călătoriei. Când nascuri de Dumnezeu, plătești tu prețul. Dacă te trimite Dumnezeu, Dumnezeu te trimite gratis, nu? Dumnezeu e bun. Dar el a plătit prețul călătoriei și l-a dus în sens invers. S-a pus în fundul corăbei și a dormit buștea. Dumneavoastră știți că ce s-a întâmplat? Au ajuns în pântecele Chitrului. Cineva spunea, nu aș vrea să-l supra spune, e vorba cuiva, că fapta pe care a făcut-o Iona, până și peștele l-a vărsat, pentru faptul pe care a făcut-o. Fiindcă nu ascultăm de Dumnezeu, dar iată de data asta merge cineva și este acolo cineva care vrea să asculte de Dumnezeu. Inițial, dacă ne uităm în Biblie, Petru s-a opus. Și de ce? Pentru că Cornelul făcea parte dintre neamuri. Niciodată evrei nu intrau în casa unuia care făcea parte dintre neamuri. Dar Petru a fost forțat de Dumnezeu. Și Dumnezeu i-a dat o vedenie. Un vas ca un fel de față de masă în care au tot felul de târătoare, tot felul de animale necurate și Dumnezeu spune, Petre, scoală-te, taie și mănâncă! Și Petru s-a opus și lui Dumnezeu și a spus, Doamne, niciodată nu am mâncat ceva necurat. Și ce a spus Dumnezeu? Ce-am curățit eu, tu să nu numești necurat. Știți ce îmi place replica asta? Dumnezeu îmi place foarte mult. Auzi că te unul, Doamne, da. Ăla să pocăiască, păi el a făcut cu tare, femeia a făcut cu tare, e un păcătos, oameni buni. Indiferent ce a făcut cineva, cel care se îndură de noi, care se îndură de orice om, este Dumnezeu cel viu. Ce curățește Dumnezeu devine curat.
binecuvântat să fie. Amin. Nu mi-o luați ca o, așa, ca o îndemnare spre păcat, să nu mi-o luați în genul ăsta ceea ce vreau să spun. Dar dumneavoastră n-ați putut păcătui cât poate Dumnezeu să ierte. Pentru că Dumnezeu nostru este plin de milă și de îndurare. Deci ceea ce Dumnezeu a curățit, nimeni să nu mai spună că e spurcat. Contează să vii la Dumnezeu. Nu contează vârsta la care vii la El. Vă amintiți că într-o zi a predicat Papel la un împărat. Și când a auzit argumentele lui Papel, zice împăratul, că ce Pavele, curând mai ai vrea să mă îndupleci, să devin și eu creștin. Și ce spune Pavel? Fie curând, fie târziu, dar să dea Dumnezeu să devii creștin. Nu contează că cineva vine de tânăr sau vine la bătrâneți. La orice vârstă poți să schimbi proiectul vieții tale. Dumnezeu te primește la orice vârstă. Dar important este să asculți când te cheamă Dumnezeu. Să te deschizi când te cheamă Dumnezeu. Și Dumnezeu te binecuvântează. Slăvit să fie Domnul. Și Dumnezeu îi spune lui Petru. Dumnezeu îi spune lui Petru, auzi, vor veni niște oameni, du-te cu ei. Iată ziua a doua. Când Dumnezeu a făcut cerurile, adică Dumnezeu din cer i s-a descoperit lui Petru și a spus exact ce trebuie să facă. Iată că au venit oamenii, au venit cei pe care i-a trimis Cornelius. Și aș vrea să vă uitați ce spune Biblia la versetul 24. A doua zi, deci după ce au ajuns ei, a doua zi, este vorba despre în tema pe care o abordăm în seara asta, este vorba de ziua a treia. Deci pentru noi e ziua a treia. Zice, a doua zi, deci după ce au ajuns, s-a sculat și a plecat cu ei. L-au sosit câțiva frați din Iope, care au fost de mare ajutor pentru Petru, pentru că atunci când l-au luat la roșu, au spus, de ce ai intrat? Să găzduiești. Și a intrat în casa uneia dintre neamuri. Frații aceia care au fost cu Petru, au fost martori și le-a explicat celorlalți ce s-a întâmplat în casa lui Cornel. Și acum ascultați-mă. Deci în ziua a treia, ei s-au dus înapoi spre locul unde era Corneliu. Ce zice cuvântul Dumnezeu? În Cezarea era un om numit Corneliu. S-au dus din Iope în Cezarea. Dar ce vreau să vă spun este că în Cezarea lui Filip, undeva în nord, de data asta, găsim la Matei capitolul 16, spune cuvântul Domnului că era Domnul Iisus cu ucenicii, am avut posibilitatea să vizitez Cezarea în partea de nord, și acolo Ghidul ne povestea că era un altar dedicat împăratului roman. Interesant, când Domnul Hristos, care e Fiul lui Dumnezeu, a venit în lumea noastră, când Dumnezeu s-a făcut om, atunci cezarul roman a fost numit pentru prima dată Augustus, adică Divinul. Când omul s-a crezut Dumnezeu, atunci Dumnezeu s-a făcut om de dragul nostru. Și acolo, în Cezarea lui Filip, pe altarul respectiv trebuia să arunci un bob de tămâie în cinsta împăratului și să spui că împăratul este Dumnezeu. Acolo Mântuitorul pune o întrebare. Cred că nu întâmplător a ales locația respectivă. Și Domnul Hristos îi întreabă cu ucenici. Cine zic oamenii că sunt eu? Și ucenicii au spus. Unii zic că ești Ilie, alții că ești Ieremia, alții spun că ești unul dintre proroci. Dar voi, îi întreabă Hristos Domnul, cine ziceți că sunt? Și Petru, care ca de obicei era primul, zice, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Și ce spune Domnul Hristos? Ferici de tine, Simone, fiul lui Iona, că nu carnea și sângele ți-a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în cerul. Ți-e spun, tu ești Petru și pe această piatră, sunt două cuvinte diferite, adică pe această piatră, nu pe Petru. Foarte mulți cred că biserica este clădită pe Petru. Nu. Biserica este clădită pe Hristos. Hristos e temelia. Și pe această piatră voi zidi biserica mea, spune Hristos, pe care porțile locuințe morților nu vor birui. Ție îți voi da cheile împărăției. Că Biblia spune cheile sunt cel puțin două, nu? Adică este la plural. Și într-adevăr, Petru a primit cheile împărăției. Știți când a deschis cu prima cheie împărăția pentru oameni? În ziua cincizecimii. Erau 120 adunați în odaia de sus, în Ierusalim, și în timp ce se rugau după 10 zile de stăruință, s-a coborât Duhul Sfânt peste ei și au început să vorbească în alte limbi. Și îl slăveau și îl binecuvântau pe Domnul.
Și cuvântul ne spune că Petru a ținut o predică. A ținut o predică, dacă vă uitați în Biblie, din Psalmul 16. Dar era plin de Duhul Sfânt. Știți câți oameni s-au întors la predica lui? 3.000 de oameni. La o predică 3.000. Astăzi cred că trebuie 3.000 de predici să dorm, nu? Dar cert este faptul că oamenii au fost atinși de Cuvântul Lui Dumnezeu și 3.000 de oameni s-au întors la Domnul Iisus Hristos. Și Petru, deci, a deschis cheia, a deschis împărăția pentru iudei, pentru evrei. Dar de data asta, în casa lui Corneliu, el deschide împărăția pentru neamuri. Pentru că Dumnezeu are resurse și pentru evrei, Dumnezeu are resurse și pentru neamuri. De-aia spune la Ioan 3:16, atât de mult a iubit Dumnezeu ce? Lumea! Că a dat pe singurul Său Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică, slăvit să fie tot. Dar vreau să vă spun ceva care mi se pare foarte interesant. Deci în Luca, în Matei 16:20, îi zice, zice Domnul Cenciul, să nu spuneți nimănui lucrul acesta. Adică care? Că Hristos e Fiul lui Dumnezeu. Să nu spuneți nimănui. Cum adică? De ce să nu spună nimănui? Și zice, dragii mei, pentru că fiecare om din lumea aceasta, așa cum Petru a ajuns la concluzia că Iisus e Fiul lui Dumnezeu și spune Mântuitorul, nu carnea și sângele să descopere, ci Tatăl meu care este în cerul, la fel fiecare om trebuie să aibă această descoperire de la Dumnezeu. Că Iisus e Fiul lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie Domnul. Cum vă spuneam, în ziua a treia, Dumnezeu ce a făcut? A făcut pământul, ziua în care s-au dus. 45 de kilometri s-au dus. 45 de kilometri. Cum a creat Dumnezeu pământul? În Geneza 1:9, Dumnezeu a zis să se arate uscatul. Și zice Biblia că apele s-au retras și pe măsură ce se retrăgeau apele, s-a arătat uscatul. Știți că Dumnezeu l-a creat pe om. Din coasta lui Adam, Dumnezeu a plătit-o pe Eva. Dar n-au rămas statornici, n-au rămas în voia lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a fost nevoit să-i izgonească, să-i alunge din rai. Dar vreau să vă spun ceva. Chiar dacă relația omului cu Dumnezeu a încetat, pentru că Dumnezeu, zice Biblia, îl cerceta pe om în răcoarea zilei. Unii spunea că în fiecare dimineață, poate și seara, poate să facea răcoarea și seara. Cert este faptul că în fiecare zi omul era vizitat de Dumnezeu. Nu e așa că e un lucru important? Să vină la tine Dumnezeu care a făcut cerul, pământul, marea și tot ce cuprinde ele. Sunt lucruri extraordinare. Slăvit să fie Domnul. Dar omul n-a ascultat. Și atunci Dumnezeu l-a lăsat pe om, l-a izgonit din rai. Dar ascultați-mă! Relația omului cu Dumnezeu a încetat. Dar n-a încetat dragostea lui Dumnezeu pentru om. Și chiar dacă Dumnezeu s-a retras, Dumnezeu s-a retras ca și marea. Când marea s-a retras, s-a arătat uscatul. Dumnezeu s-a retras ca să creeze un plan. Cum spune la Efeseni, capitolul 1, versetul 9 și 10. Dumnezeu a creat un plan de mântuire pentru lumea întreagă. Și acest plan, și prin jertfa Mântuitorului, asta a intenționat Dumnezeu, ca să-L trimită pe Fiul Său în lume, ca prin jertfa Lui noi să fim binecuvântați și salvați de Dumnezeu cel viu, preamărit să fie Domnul. Amin. Așadar, Dumnezeu s-a retras ca să creeze. Și Dumnezeu a creat un plan de mântuire. Știți că în planul acesta de mântuire suntem toți oamenii din lumea aceasta. Zice Biblia, am auzit mulți care spun, domnule, și este o teorie care a pornit de la Augustin, preluată de Calvin și anii 4, și anume că oamenii sunt predestinați la mântuire. Dumnezeu alege numai pe anumiți oameni. Oameni buni, la Roman 10:13, Biblia spune foarte clar. Oricine va chema numele Domnului, va fi mântuit. Eu asta cred. Când omul se deschide, Dumnezeu îl primește, Dumnezeu îl binecuvântează, Dumnezeu își revarsă harul peste ființa omului. Acesta este Dumnezeu nostru. Binecuvântat să fie oamenii. Așadar, iată ziua a treia. Și ziua a patra, zice Biblia, acum 4 zile, când a intrat în casa, în casa lui Corneliu, zice, acum 4 zile a venit un înger. Și aici vreau să fac o subliniere. Și anume, zice Biblia, dacă vă uitați în cuvântul Domnului, la versetul 30, un înger îmbrăcat în haine strălucitoare. Știți ce vreau să vă spun cu asta? Dacă vă uitați în Scriptură, veți vedea că îngerii sunt prezenți
și la evenimentele legate de nașterea Mântuitorului. Este păstori erau în jurul turmelor, o lumină din cer a strălucit în jurul lor, s-au speriat. Și un înger s-a apropiat și a zis, nu vă temeți. Deci vă aduc poveste bună. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un Mântuitor care este Hristos Domnul. Iată semnul după care veți cunoaște. Veți găsi un prunc înfășat în scutece și culcat într-o iesele. Și dintr-o dată, un grup, un stor de îngeri, un cor de îngeri am început să cânte. Slavă lui Dumnezeu în locurile preanalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți. Deci îngeri au fost prezenți și la evenimentele legate de nașterea Mântuitorului. Știți că i-a spus lui Iosif un înger și mai departe. Și dacă ne uităm în Biblie. Dar îngerii îi vedem prezenți și la evenimentele legate de învierea Domnului Iisus Hristos și înălțarea Lui. Știți care este deosebirea între îngerii nașterii și îngerii învierii? Întotdeauna, când Biblia ne vorbește despre îngerii învierii, totdeauna menționează că sunt îmbrăcați în alb sau în haine strălucitoare. Ce nu întâmplător și de ce? Pentru că învierea lui Hristos a îmbrăcat în sărbătoare tot cosmosul. Învierea lui Hristos poate să îmbrace în sărbătoare inima și viața fiecăruia dintre noi. Dumnezeu să fie binecuvântat. De aceea aș vrea în această seară ca Dumnezeu să se atingă de orice inimă. Și Domnul să aducă sărbătoare în viața noastră. Dumnezeu să aducă pace în viața noastră. Dumnezeu să aducă har în viața noastră. Dumnezeu să aducă îndurare în viața noastră. Că avem un Dumnezeu care ne iubește cu adevărat. Mărit să fie numele Lui. Și Biblia ne spune că la patra zi, ce a făcut Dumnezeu în ziua a patra? Dumnezeu a făcut soarele, luna și stelele. Când a venit în a patra zi, a intrat Petru și cu frații care îl însoțeau, a intrat în casă, în casa lui Corneliu. Casa era plină de oameni. Era arhi plină de oameni. Când a intrat Petru în casă, știți ce a făcut Corneliu? A vrut să se închine înaintea lui. Ce-o zis Petru? Omule bun, tu ofițer și un simplu pescar, tu te închini înaintea mea, am toată admirația pentru tine. Asta a făcut Petru. I-a dat voie lui Corneliu să se închine. Nu le-a dat voie, și-a zis, ferește-te să faci asta. Și eu sunt om ca și tine. Aș vrea să vă evoc un moment din Listra, când Apostolul Pavel, împreună cu Barnaba, se aflau acolo și Pavel predica și între cei care predicau era un om, un om care n-a umblat niciodată. Și în timp ce Pavel predica, Duhul Sfânt i-a luminat ochii și a văzut că omul ăla e gata, nu numai să asculte Evanghelia, e gata și să o împlinească. Și primește Pavel puterea de la Hristos și spune, numele lui Hristos, ridică-te și umblă. Și omul a început să alerge, ca un cer. Nu mai avea nevoie de timp de convalescență, nu i-a mai trebuit nimic. L-a slăvit pe Dumnezeu. Când o văzut oamenii din jur, au zis, s-au coborât zeii la noi. Pe Pavel l-a numit Mercur, pe Barnaba l-a numit Jupiter. Și dintr-o dată a vrut să ne aducă jertfe, ofrande. Ce-a zis Pavel? Oameni buni! Vă apreciem că ne ridicați la rang de zei. Aveți putere să vedeți în noi ceva deosebit. Asta a spus Pavel. Nu! O sărit în mijlocul lor și o sfârșit hainele și o zis, oameni buni, să nu faceți lucrul ăsta. Și noi suntem oameni de aceeași fire cu voi, dar vă aducem această veste bună să vă întoarceți de aceste lucruri deșarte, să vă întoarceți la Dumnezeu cel viu care a făcut cerurile, pământul, marea și tot ce cuprinde ele. Deci Petru nu a dat voie lui Corneliu să se închine. Pavel nu a dat voie celor din Listra să se aplece înaintea lor, să se închine înaintea lor. Dar mai mult, în două rânduri, în cartea Apocalipsa, când Ioan Domnul îi arată mireasa și apoi noul Ierusalim, noua cetate. A vrut să se închine înaintea Îngerului. Și ce a spus Îngerul? Ferește, și eu sunt slujitor ca și tine. Și acum ascultați-mă. Dacă Petru, dacă Pavel, nici măcar un înger, n-a dat voie altora să se închine înaintea lui. Acum, după ce Sfinții au ajuns în cer, Pavel, Petru și alții și-au văzut măreția lui Dumnezeu, am o întrebare logică. Dacă ei tot trei, nu dați voie altora să se închine înaintea lor, acum, după ce sunt măreție și în glorie, ar fi de acord ca noi să ne închinăm înaintea lor? Nu. Logica mea spune nu, dar a dumneavoastră. De aceea vă îndemn în seara asta să ne închinăm Domnului Iisus Hristos. Amin. Deci în Psalmul 19, cerurile spun slavă lui Dumnezeu și întinderea lor vestește lucrarea
mâinilor lui. O zi istorisește alte acest lucru și o noapte de neștire altea despre el. Și asta fără vorbe, fără sunet care să fie auzit, dar sunetul lor se bate până la marginea lumii. Și Biblia spune și soarele, ca un mire care iese din odaia lui de nuntă, se aruncă în drumul lui cu bucuria unui viteaz. Acest soare care aș vrea să mijească pe cerul vieții noastre este Hristos Domnul. Amin. Aș vrea ca El să binecuvânteze viața noastră. Amin. Și în timp ce Petru predica cuvântul lui Dumnezeu, zice Biblia că s-a pogorât Duhul Sfânt peste ei, ca și la primii ucenici. Dumnezeu i-a botezat cu Duhul Sfânt. Țin minte când eram tânăr, foarte tânăr, acum 38 de ani, am fost într-o localitate, se numește Someșurece, dincolo de Cluj, de la Gilău, fa stâng, așa spre Mărișel. N-am zis niciodată. Era duminică frumoasă, am zis cu câțiva frați tineri. Și am mers la biserică și m-am pus să predic. Era cu duminică frumoasă. Nu uit niciodată. Și la un moment dat, am început să predic, după câteva minute de predică, n-am mai avut la cine să predic. S-au ridicat toți în picioare și au început să se roage. Așa s-au rugat că n-am mai avut la cine să predic. Am început să ne rugăm și noi. Am avut senzația că s-a coborât cerul în mijlocul nostru. Cred că așa ceva s-a întâmplat și în casa lui Corneliu, nu? În timp ce Corneliu predica despre mântuire, despre judecată, despre lucrarea lui Dumnezeu, Duhul Sfânt s-a coborât peste ei. Aș dori în această seară ca Dumnezeu să ne binecuvânteze. Să avem parte, fiecare dintre noi, despre aceste patru zile ale noii creații. Adică Domnul să aducă lumină în viața noastră. El să se reveleze în seara asta. Mântuitorul nostru este viul vecii vecilor. Noi nu credem într-un Dumnezeu inert, într-un Dumnezeu mort. Noi credem într-un Dumnezeu care trăiește pentru totdeauna. Slăbiți să fie numele Lui. Aș vrea ca El să ne ajute să vedem cerul în această seară. El să se descopere din cer în viețile noastre. Aș vrea ca Dumnezeu să ne ajute să împlinim planul Său de mântuire pentru noi. Dumnezeu vrea salvarea fiecăruia dintre noi. Și aș vrea în această seară, pe cerul vieții noastre, să răsară soarele neprihănirii, care este Hristos Domnul. Să trăim o viață frumoasă, o viață de povară de Dumnezeu. Nu te-ai săturat de fricul păcatului. Nu e așa că ați avut o iarnă grea, nu ca și la noi. O trei luni sau cât trei luni și ceva. Am avut o iarnă teribilă. N-ai vrea să scapi de iarna păcatului. Amin. Ce frumos au fost zilele astea și ieri și azi, nu? N-ai vrea ca Dumnezeu să aducă zile însorite în viața ta? N-ai vrea ca Dumnezeu să te binecuvânteze? Cum ați auzit în Geneza 1 cu 2, zice că Duhul lui Dumnezeu, pământul era pustiu și voce Duhul lui Dumnezeu se mișca pe deasupra? Poate viața ta este pustie, este goală, este întuneric. N-ai vrea ca Duhul lui Dumnezeu să vină peste viața ta. Domnul să ne binecuvânteze și cu toții să experimentăm zilele noi creații. Amin. Fratele Daniel m-a mai lăudat pe Domnul cu o cântare. În urmă ne vom ridica în picioare și pe fratele Ghiță Moi și vom face o rugăciune de încheiere, o rugăciune pe care fratele va face pentru noi toți, Domnul să vină. Amin. Slăviți și fie încântat să fie Domnul. Amin. Și haideți încă o dată să ne deschidem inimile noastre și să-i mulțumim din toată inima lui Dumnezeu pentru cuvântul din seara aceasta, pentru cântările, pentru rugăciunile ascultate, lăudați să fie Domnul. Amin. Amin.
Ne zgârim la piciorul crucii tale, Sfinte Tată, în numele Domnului Hristos și prin Duhul Sfânt. Îți mulțumim că ești Domnul nostru. Tu care ai venit în casa lui Corneliu, mulțumim că seara asta ai venit aici, Doamne. Mulțumim pentru lumina ta, Doamne. Mulțumim pentru 20 de viacuri Evanghelia ta, care înseamnă lumină, aduce pace și binecuvântare. Mulțumim că te revelezi în viețile noastre, te descoperi și în această seară. De aceea fiecare inimă care stă înaintea ta, binecuvântează, Doamne. Te rog frumos, unge cu undere proaspăt fiecare inimă. Dacă cineva a simțit povara păcatelor, eliberează-ți aceasta. Umple-l de Duhul tău cel Sfânt. Doamne, fiecare să intre în planul tău de mântuire, să accepte voia ta, Doamne. Și fă, Doamne, ca soarele neprihănirii să fie în viața noastră. Ajută-ne, Doamne, să dăm la o parte tot ce e întuneric, tot ce e păcat din viața noastră, să trăim pentru Tine. Mulțumim pentru cântare, mulțumim pentru poezie, pentru cuvânt, mulțumim pentru rugăciune, mulțumim că ești Domnul nostru. Binecuvântează-ne la despărțire. Fă trezire în vișeul de jos, Doamne. Fă-ți numele de slavă în biserica aceasta. Întărește-o tot mai mult, Doamne. Ne închinăm și îți mulțumim ție, Tată, prin Domnul Hristos și Duhul Sfânt. Amin. Cred că cu toții putem să spunem din nou că binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl, Domnul Iisus și Duhul Sfânt. Amin. Mulțumim Domnului pentru slujirea, pentru lucrarea din această seară. Mulțumim fraților care au slujit, zicem ca Domnul să-i binecuvânteze. Înainte de a le despărți, aș vrea să...